Aici Ding Dorman de la CCTN cu o știre importantă. Noul program de reciclare purpuriu intră în funcțiune astăzi. Așa este, prieteni. Continuând cu programele noastre existente pentru cutii albastre, roșii, oranj, gri, maron, galbene și vișinii, campania cutii purpurii ne asigură păstrarea orașului nostru super curat și sigur din punctul de vedere al mediului. Superintendentul McLennan a garantat personal că această campanie va fi... Când conducem, nu avem voie să ascultăm radio-ul. Îmi pare rău, doamnă, am uitat să-l închid. Sunt un pic nervoasă. Este a doua oră pentru mine. Trage-n spatele mașinii ăstea. Puteți învinovăți, mașina aia a apărut deodată de nicăieri. Sunt pierdută, nu-i așa? Hei! Tu de acolo! Hei! Ce încărcătură ai? Am un lot de cutii purpurii. M-au trimis la o destinație greșită totuși. Aici e un depozit de deșeuri toxice. Nu-i nicio greșeală. Eu trebuie să preiau câte o încărcătură de cutii purpurii reciclabile pe zi și în fiecare zi să le descarc în canal. Deci dă-i drumul și descarcă. Vrei să spui că eu ar trebui să pun toate aceste mărfuri bune reciclabile în acest noroi verde? Ordin direct de la primărie. Ce-i de fapt chestia asta din canal? N-am nicio idee, prietene. Niciun fel de idee. Hei, hei, ești prea aproape. Doamne, prietene, trebuie să fi căzut în noroi. Nu-ți face griji, vin imediat acolo. Copii, am primit un mesaj extraordinar de interesant de la primărie. V-ați întrebat vreodată ce să faceți cu acele cutii de băutură și alte lucruri pe care nu știți unde să le puneți? Ei bine, iată răspunsul. Programul de reciclare al cutiilor purpurii. Ultimul atac și al de aceea, de această nouă campanie Cutii purpurii face minuni pentru imaginea noastră publică. Superintendent McLennan, eu totuși nu înțeleg toată această situație. Vreau să spun că avem deja 6 sau 7 culori diferite de cutii. Vreau să spun că nici măcar nu știu ce se întâmplă în majoritatea timpului și sunt primarul meu. Sper doar că niciun cetățean onest, harnic din capitală să nu fie încurcat de toate aceste hârtie, plastic. Plastic, hârtie. Ce este asta? Pare a fi hârtie, dar este o cutie. O cutie de hârtie. Este enervant. Merge așa la roșu, merge așa la albastru. De ce ești așa supărat, Clausi? Capetele pătrate care conduc acest oraș. Cred că eu am timp să sortez, să sortez, să sortez. Am treabă de făcut, tu știi? De făcut planuri, lucruri. Miss Gore, cu ce ești îmbrăcată? Sunt o grămadă de costume din filmele vechi în cufărul de acolo. Ai putea și tu să arunci o privire. Garderoba ta ar fi mai condimentată. Nu am nevoie de nicio condimentare. Nu am timp de condimentare. Nu am timp pentru că ceea ce sunt pe cale să eliberez asupra acestui oraș cu oameni care se ocupă cu reciclarea. Referitor la acest lucru, mi-ai obținut planurile acelea pe care ți le-am cerut? Planurile gropii de deșeuri toxice Henninger Hall, așa cum ai cerut tu. Minunat! Ultimul detaliu al planului meu diabolic și foarte ingenios. Planul meu. Klaus? M-ai făcut să alerg toată săptămâna furând planul rețetei electrice a orașului, ale sistemului de telefonie, ale sistemului de canalizare. Și acum această groapă pentru deșeuri toxice. Vrei să știi ce am de gând să fac, Miss Gore?
Doar ceva mai ingenios, diabolic de inteligent complot care va însemna un dezastru definitiv pentru acei enervanți luptători împotriva monștrilor. Și lucrul cel mai bun este că ei nici măcar nu vor ști că sunt prinși în cursă decât după ce trece timpul. Ar trebui să râzi, te face să te simți mai bine. În fiecare sfârșit de săptămână cumpărăm vechituri prin tot orașul capital. Fără vechituri n-avem arme. Vreau să mă întorc înapoi la Haikyuu. Vreau să experimentez cât mai multe situații pot. Jur că la ultimul meu test de conducere nu a fost vina mea. Nu știu. Vreau să spun că legea probabilităților arată că nu toți ne putem lua carnet. Antonio, cum ți-ar plăcea dacă ți-aș băga pe gât un CD player? Băieți, ce-i cu lumine de la depozit? Luminile care se aprind și se sting intermitent? O altă criză de lumină? Nu știu. De obicei, când se întâmplă ceva de genul ăsta, este... datorită monștrilor. Băieți, avem un safir. Hei, băieți, mă pregăteam să conduc mașina. Luca, acela este un... Da. Se vină. Se potrivește perfect! Se pare că avem noi rezidenți în orașul capital. Cetățeni, aici Ding Dorman cu știri CCTV în situație de criză. Capitala pare să fie victima unor acte de sabotaj accidentale. Conductele de apă sunt la pământ. Trenurile de tranzit nu operează. Liniile telefonice sunt căzute. Stopurile și tot felul de alte lumini au fost deconectate. Deconectate? Da, pe dedesubt. Culmea este că martori oculari raportează creaturi ciudate scheletice stând la pândă în apropierea locurilor fiecărui atac. Începând cu primul loc de depozitare al deșeurilor toxice din capitală, de la Henninger Hall, toată lumea din capitală întreabă același lucru. Unde vor lovi data viitoare drăgușorii? Trebuie să fie din nou von Steinhauer. N-aș fi atât de sigur. Niciuna dintre aceste creaturi nu se potrivește în vreun fel cu creațiile sale anterior. Păianjen uriaș, o sepie gigantică, un dragon, toate erau creaturi foarte mari. Atunci are sens. El este deștept. Și-a dat seama că monștrii uriași nu pot face lucruri mari. Așa că a schimbat tactica. Ei bine, dacă vrem să-i batem pe tipii ăștia micuți, trebuie să pornim de la început. Ei bine, ai auzit la radio. Unde a fost văzut primul schelet? Henninger Hall. Dar cum semaforile au căzut, va dura o veșnicie. Nu-ți face griji. Cunosc eu câteva scurtători. Într-un fel sau altul îmi iau carnetul de conducere. Voi conduce mașina. Scheletele sunt un lucru... Liniște acolo în spate. Privește! Ce surpriză! Luptătorii împotriva monștilor în micuța lor mașină purpurie se duc spre Henninger Hall. Îmi pare rău, luptătorilor. Planul meu este deja cu 10 pași mai în față, iar atunci când veți fi aproape... va fi prea târziu. Bine. Oprește benzina, ușor frâna. Luc, știu ce fac. Este camionul tatălui meu. Mă întreb ce face oare aici la groapa de deșeuri toxice. Hai să aflăm. Ușor. Ha. Am o mică problemă cu parcarea laterală, bine? Tati? Hei, tati, pisicuță! Ai auzit? Tot orașul e blocat. Da, știu, mă duc într-acolo, dar mai întâi trebuie să fac un control urgent de siguranță în acest loc. La urma urmelor, dacă unul dintre aceste rezervoare s-a stricat... Din ce cauză, domnule? Această zonă ar putea fi un pericol real. Ei bine, înainte de a se schimba destinația, acesta era serviciul de tratare a apei al capitalei. Vezi toată această instalație de țevi vechi? Tot ce ai de făcut este să rupi una dintre aceste valve și vei goli tot ce există în aceste rezervoare direct în canalul de aprovizionare cu apă al orașului. Am insistat ani de zile să se facă reparații, dar primăria spune că au nevoie de un studiu complet. Înspăimântător, a? Aici, Hosweit. Da, imediat. Trebuie să fug. Ceva a declanșat alarma 4 străzi mai jos.
Aici Ding Dorman, cetățeni. Cu știrile CCTN de ultimă oră. Este oficial. Întreaga capitală este în ghearele haosului, deoarece răutăcioasele creaturi scheletice continuă să facă haos prin tot orașul. Firele electrice sunt la pământ. Liniile telefonice, conductele de apă. Acum, întrebarea este: cine va opri aceste creaturi de joasă speță? Ar trebui să meargă. Sau nu? Bun, am găsit o grămadă de cărți de anatomie la bibliotecă care chiar ar putea... Unde este Vanca? Examenul de conducere auto. Iar? Da, socotește că ar putea să aibă într-adevăr o șansă. Acum cu agitația asta. Și Luc? A spus că are o treabă personală. Te-am contactat mai devreme. Luc? A, tu ești. Ești acolo. Este vorba despre schelete. Știi ceva despre schelete? Ai grijă, Luc. Au luptat bine. Ce poți să-mi spui? Există o mulțime de lucruri pe care aș vrea să ți le spun, dar nu pot. Ți-aș strica scurgerea timpului. Timpul meu? Ce înseamnă asta? Ai spus scurgerea timpului? Noi suntem cu toți admiratori ai luptătorilor împotriva monștrilor. Voi sunteți pentru noi toți niște eroi. Ați luptat bine. Ați luptat? Ai spus ați luptat? Noi suntem cu toți admiratori ai luptătorilor împotriva monștrilor. Vrei să spui că tu ești din viitor? Viitor? Dar dacă tu ești din viitor și spui că noi am luptat, asta înseamnă că lupta s-a terminat? Noi am câștigat sau am pierdut? Debbie tocmai și-a perfecționat invenția ei cu laser. Panica continuă să crească, oameni buni, pentru că structurile de putere din capitală sunt una câte una destabilizate. Destabilizare, dar nu distrugere, domnule Dorman. Și în acea eventualitate voi avea nevoie de CCTN. Ajutorul stației de știri? Da, draga mea, pentru un plan pe care intenționez să-l pun în funcțiune chiar acum. Ce ai de gând să faci, Klaus? Parcam lateral când nu o să credeți ce mi-a sărit chiar în față. Un schelet? Am fost atât de șocată când am apăsat pe accelerație în loc de frână. Și ce ai făcut? Pot să dau din nou testul săptămâna viitoare. Ai mai văzut și altceva neobișnuit? Majoritatea oamenilor doar s-au încuiat în case. Ceilalți așteaptă atacul unei armate de schelete. Probabil că acel lucru se va întâmpla. Ce vrei să spui? Ei bine, nu mă pot abține să nu simt că tot ceea ce s-a întâmplat până acum este doar un fel de acțiune în creștere. Ceea ce este cel mai rău va urma. Și chiar dacă vom reuși să-i oprim, acest lucru va fi suficient? Vreau să spun că ei sunt deja schelete. Ar trebui să repar mecanismul ăla de tragere. Cetățeni, acestea sunt ultimile știri referitoare la starea de urgență, prezentate de Ding Dorman. Creaturile scheletice au fost văzute în vecinătatea clădirii CCTN. Asta poate însemna doar că... Lasă-mă să plec. Să înțelegi la ce vreau să spun. Asta să înțelegi. Cetățenii ai orașului capital, noi am preluat controlul în întregime. Nu încercați să rezistați. Întoarceți-vă la casele voastre și stați acolo așteptând noi instrucțiuni. Repet, stați în casele voastre. Stați în casele voastre. Ce înseamnă asta? Nu are niciun sens. De ce le spun tuturor să stea în casele lor? Știu. Vă amintiți ce a spus tata în legătură cu conductele? Sigur. A spus că ar putea fi conectate cu ușurință la sistemul de alimentare cu apa orașului. Oh. Un întreg sabotaj. A fost doar o mare tactică de înfricoșare. Ne-o speria pe toți că să rămânem încuiați în case. Și acum vor pompa în fiecare casă deșeuri toxice de la groapa de deșeuri. Oameni buni, suntem în pericol. Luați-vă echipamentul, băieți. E timpul monștrilor. Competiție să salvați ziua luptători împotriva monștrilor, dar pe luptătorii mei scheleți nu îi puteți înfrânge. Ei sunt cea mai mare creație a mea. Sunt mortal de frumoși. Ei nu sunt din niciunul dintre filmele create de tine. De unde ți-a venit ideea? Eu, ei bine... Bă...
Haideți, băgați-vă și raspinării aici. Hei, craniule! Au deschis deja rezervoarele. Trebuie să ne mișcăm repede. E timpul, băieți. L-am prins pe acesta. Se pare că pot anticipa fiecare mișcare a noastră. Trebuie să facem ceva. Poate că... Ați luptat bine. Mi-ar plăcea să vă ajut, dar nu pot. Asta este. Faceți ceea ce nu ați face. Ce? Puneți armele jos și fugiți înapoi. Haideți. Pentru că nu luptăm așa cum ar trebui să o facem? Număr până la 3. Când spun 3, luați armele și trageți. 1, 2, 3. Repede, băieți! Aruncați-i în aer! Debbie, Tonio, mergeți și închideți valva! Trebuie să găsim altceva ca să-i doborâm pe acești băieți. Vanca, nu putem! Iau eu asta! Băieți? Cine spune că nu poți să parchezi lateral? Trage! Trag! Nu! Toate planurile mele sunt ruinate și frumoșii mei luptători scheleți zdrobiți în bucăți. Nu, niciodată nu voi mai folosi creaturi mici de mărime normală. Nu! De acum încolo, creaturi gigantice. Dacă voi vorbi vreodată din nou despre creaturi mici, oprește-mă. Cu siguranță așa voi face. Haide, Klaus, să-ți fac un ceai. Ești o doamnă drăguță? Acela este probabil tatăl meu și restul departamentului de pompieri în drumul lor. Te simți bine, Luke? Da, mă simt bine, doar că nu a fost ușor. Serios, a fost cea mai dură luptă de până acum. Ei au fost rapizi, inventivi, au lucrat strălucit ca echipă. Într-un fel... Ca noi. Mult prea asemănător cu noi. Anulând campania cutiilor purpurii, un oficial al primăriei căruia nu-i dăm numele a spus, citez: tot acest lucru este foarte complicat și lasă perplex pe prea mulți oameni. Într-o altă ordine de idei, superintendentul McLennan a asigurat CCTN că orice sugestie referitoare la o legătură între campania cutiilor purpurii și scheletele care au atacat orașul este pură coincidență. Deci am calculat că dacă luăm un CD player și îl încărcăm încrucișat cu acesta... L-am obținut! Permisul tău? Da! În sfârșit stăpânești fizica elementară și telemetria parcării paralele? E simplu. Trebuie doar să-ți concentrezi energia ca și cum viitorul orașului depinde de parcarea ta laterală. Și l-ai obținut. Grozav! Frumos. Chiar vrei să știi? Da. Nu. Bine. Vezi, mi-a spus odată un prieten că timpul nu este ca un singur fluviu mare. Seamănă mai mult cu un milion de râuri mici curgând alături unul de celălalt. Așa că... dacă este posibil... Poate că ar trebui să-mi pui întrebarea. Unde te afli tu, Henry? În Capital City. În ce perioadă de timp? În viitor. Și cum este? Este rău, Luke. Într-adevăr rău. De ce? Monștrii au câștigat, Luke. Monștrii au învins. În episodul următor. Vorbim de o creatură care mănâncă mașini. Mașini?
Atacul monstrului mâncător de mașini. Unde au dispărut toți? Stai! Krieger! Monstrul care tocmai l-a capturat pe Krieger este 100% radioactiv. Radiații? Dacă chestia este radioactivă, trebuie să ajungem la Krieger repede. Ar putea distruge toată capitala! Hai să terminăm cu gunoiul ăsta care mi-a mâncat mașina. Nimic nu mai este sigur! Gunoiul a înviat! Gunoiul! Ce este acesta?